Bună seara, domnilor și domnilor, și bine v-am regăsit pentru o ediție specială a Punctului Culminant. Comentăm împreună în această seară linșajul puiului de român care a câștigat marele concurs de talente. Ce a ajuns să-i facă propaganda neomarxistă lui Rareș Prisăcariu? Și mai ales de ce? Confruntarea spectacolului în emisiunea mea în această seară și este un scandal uriaș pe care îl reflectăm cu toate pozițiile prezentate în locul. Mugul Mihăiescu, Laura Lavri, Aurel Tămaș, Jenny Nicolau și nu doar ei vor fi în direct alături de noi în această seară. Și când difuzăm și înregistrările care au scos din minți pe propagandiștii rezist. Comentăm evident și tonul din bani publici pentru circul cu pene pe fund și haine roz. Ion Cristoiu revine în această seară cu 3 dezvăluiri incendiare. Veți vedea informațiile cunoscutului analist despre schimbarea puterii în România. Cum a blocat președintele lovitura străină bomba serii. Un Ion Cristoiu așa cum nu l-ați mai văzut niciodată. Și vorbim evident despre înțelegerea PSD pentru lichidarea lui George Simion. Decizie de ultimă oră a coaliției care este riposta liderului AUR. Avem și imagini de la asaltul rușilor asupra Kievului. 3 generali sunt întâmplat alături de noi în această seară. Iar surpriza surprizelor, șeful Curții Supreme din Ucraina, prins cu șpagă de 3 milioane de dolari în cash. Dosarul Trump-Rusia, dezvăluiri uluitoare despre marea manipulare și vorbim evident despre falimentul rețelei cheie de propagandă rezist, ca de obicei Soroșe pregătit și intervine. Acestea fiind spuse, dați-mi voie să vă prezint invitații, să le mulțumesc că stă alături de noi în această seară și să procedăm la treabă în studio împreună cu mine. Generalul Eugen Bădăran, am fost șef de stat-major al Armatei Române. Bună seara, domnule general, vă mulțumesc. Bună seara. Generalul Corneliu Dobrițoiu, fost ministru al Apărării Naționale. Bună seara, domnule ministru, mulțumesc și noastră că stăți împreună cu mine. Cătălin Harnage a fost director al Serviciului de Informații Externe. Bună seara, domnule Harnage, vă mulțumesc că sunteți cu noi. Și nu în ultimul rând, jurnalistul Ciprian Purice. Bună seara, domnule Purice. Bună seara, mulțumesc. Se vor alătura imediat o serie de invitați speciali care toți la unison, dar nu neapărat în aceeași voce, vor comenta scandalul momentului. Sunt împreună cu noi deja cunoscutul interpret de muzică folclorică Aurel Tămaș. Bună seara, domnule Tămaș, mulțumesc că sunteți împreună cu noi în această seară. Hristos a înviat, bună seara. Adevărat, a înviat. De asemenea, salut și pe Mugur Mihăiescu, mai nou, unul dintre liderii AUR. Bună seara, Mugur, mulțumesc că ești. Bună seara, bună seara. Prin telefon, de asemenea, doamna Laura Lavric nu mai are nicio prezentare. De asemenea, va fi în direct imediat alături de noi și Radu Herjeu, fost membru al CNA, a fost coleg cu noi cu 10 de ani de zile în televiziune și nu în ultimul rând artista Jenny Nicolau. Acestea fiind spuse, breaking news. Avem clădiri mai mari, dar suflete mai mici. Autostrăzi mai largi, dar minți mai înguste. Avem case mai mari, dar familii mai mici. Avem mai multe cunoștințe, dar mai puțină judecată. Mai multă medicină, dar mai puțină sănătate. Dumnezeu mi-a luat mâna și am stat tăcuți un timp. Apoi am întrebat, ca părinte, care ar fi câteva dintre lecțiile de viață pe care ai vrea să le învețe copiii tăi? Să învețe că un om bogat nu este acela care are cel mai mult, ci acela care are nevoie de cel mai puțin. Să înțeleagă că nu este suficient să îi ierte pe ceilalți, ci de asemenea trebuie să se ierte și pe ei înșiși. Mă duc direct la Aurel Tămaș. Acesta este momentul care a declanșat până la urmă valul de isterie publică. Relu, ce a deranjat în spusele acestui copil și mai ales în prestația lui publică? Domnul Victor Ciutacu, eu sunt un om care cochetez cu televiziunea de niște ani de zile. Sigur, într-un asemenea show, un copil pregătit bine, un text memorat aici, îl admir pe copil și cred că va avea viitor dacă se va ocupa în continuare de ori de artă, ori de ceva. Poate scrie, poate intra în actorie, de ce nu în televiziune. Textul în sine pare să că e de undeva de la un domn pastor din America,
Bine, tratează niște adevăruri, tratează niște stări din societatea în care trăim. Sigur că până la urmă am observat că sunt și pro și contra. Celor care au făcut show le-a ieșit, copilul, după mine, merită felicitări, părinții la fel. De aici încolo, sigur că în asemenea momente mai sunt și din aia care posibil să fie, să fie reactive acum, dintre cei care au participat și dintre cei care au pierdut, știu eu, în acest show. Da, a deranjat conținutul, a deranjat conținutul textului, pentru că văd că până la urmă, da, eu nu știam pe copilul ăsta, dar l-am văzut, na, prin natura evenimentelor care s-au precipitat, am stat și m-am uitat, am încercat să mă lămuresc cine e. Și am văzut că participam destul de des în diverse show-uri și emisiuni de televiziune și văd că i-au luat tot palmaresul în spate. L-au luat de la Eminescu încoace și, mă rog, supărările par a veni pe zona asta, să spunem, ușor naționalist-patriotică. Da, de-aici să fie buba? Da. Textul în sine are trimiteri, să știi. Și are, păi am zis eu că n-are. Are trimiteri, dar de acolo până aduce, știu eu, ceea ce a spus acest copil într-o zonă extremă, zic că e un pic cam mult. Avem și noi copii de genul ăsta, inclusiv cu România TV, avem mulți din ăștia cu care ne intersectăm, care starea lor în afara camerei de luat vedere e o stare normală, după aceea în momentul când simte că camera pe el se transformă, deci se vede că e pregătit. Dar faptul în sine că textul are asemenea nuanțe, asemenea trimiteri, nu-i de neglijat și dă de înțeles niște treburi. Sigur că sunt oameni care au fiabere politică, acum sunt fel de fel de laturi de astea, zona politicii în care există efervescențe și atunci fiecare se leagă de ceea ce se întâmplă și ceea ce se spune, inclusiv din gura unui copil. Te rog, rămâi cu noi împreună, Relu, pentru că vreau să facem dezbaterea asta cât mai publică și cât mai accesibilă celor care se uită la noi și îl salut pe Radu Hergeu. Bună seara, Radu, mulțumesc că ai acceptat intervenția în emisiune. Ne aude domnul Hergeu? Da, vă aud, bună seara. Te salut, Radu, mulțumesc că ai acceptat invitația în emisiune. În măsura în care mă auzi, vine acum întrebarea. Tu te-ai situat, haide să spunem, ușor împotriva curentului care susține prestația acestui copil. De unde vine, dacă vrei, împotrivirea ta, sau nu știu dacă neapărat împotrivirea, privirea ta ușor negativă, pentru că tu nu ai fost dintre cei care au atacat isteric prestația lui și, mă rog, palmaresul părinților și implicarea lor în procesul lui educațional. La ce înjurături mi-am luat în ultimele 3 zile, n-ai spune că a fost chiar... E greu pentru oricine să mă încadreze pe mine la ceea ce spuneai tu mai devreme, propaganda rezistă. Păi nu, e greu să fii suspectat că ai avea apartenență la propaganda rezistă. Da, rezistă, deși asta. În aceste zile am fost făcut fluga lui Soros, mă rog, în sfârșit. Eu am câteva mici probleme, e adevărat. Te rog. Cu acest, în primul rând, pentru că tot e Aurel cu noi acolo, aș fi curios cum ar vedea el un puști de 7 ani care cântă Cine iubește și lasă Dumnezeu, adică cam ce experiență de viață poate să aibă un copil de 7 ani să cânte așa ceva? Ca să fie credibil, ca să fie... Eu cred că, de exemplu, pentru un copil de 7 ani care intră să cânte în zona aceasta, sunt alte melodii mai potrivite. Da, da, în sensul acesta, un copil, uite, îți dau eu contrarăspunsul. Dacă e foarte bun, dacă e foarte talentat și la muzică și are o memorie extraordinară cum are copilul ăsta Rareș, poți să cânte foarte convingător Cine iubește și lasă, chiar dacă, așa cum spui tu, el nu e trecut pe poveste de iubit și lăsat. Deci, Victor, pentru mine nu va fi convingător că are 7 ani și știu că n-are cum să știe ce e aia Cine mă iubește și lasă. Păi... Deci, așa cum pentru mine, acest copil, care încă o dată e un copil simpatic chiar, e un copil care poate, la un moment dat, chiar va deveni actor. Sigur, va trebui să scape puțin de, mă rog, stilul acesta bombastic pe care îl are în acest moment și care i-a fost insuflat la Școala Populară de Artă. Dar la 7 ani,
să vorbești despre Tepe și despre cei pe care îi trage și despre străinii care vor rău țării, îmi pare rău, pentru mine nu-i credibil. Ok, dar stai un pic, copilul ăsta n-a vrut, nu și-a depus dosarul de candidatură. Nu de trebuie să-l voteze cineva. Și nu s-a votat singur. Și nu s-a votat singur. E o grămadă de lume care s-a uitat și a participat activ la show-ul de talente și a dat cu palma în butonul cu numele lui Rare. Nu știu exact care e sistemul de vot, dar sunt o grămadă de oameni care l-au votat, nu? Până la urmă e un concurs de talente. Victor, tu m-ai întrebat care e problema mea. Păi te-am întrebat, da. Copilul. Deci, eu n-am nimic cu copilul, el n-are nicio vină, să ne înțelegem. El a fost trimis acolo de părinți, evident, și de profesori, a fost învățat aceste texte pe din afară. Le-a învățat, nu a fost, nu poți să-i le bași cu forța în cabradu. Mă rog. Bătrâne, crede-mă, eu talent al scrierii chiar îl am. Da, l-a reținut și reprodus versuri, am fost un coșmar toată școala mea generală. Nici eu n-am, dar pentru mine să țin minte pe din afară o poezie nu e un talent. Dar asta e altă discuție. Deci părinții au ales aceste texte, s-a văzut foarte clar. Primul text a fost cu părinții, al doilea a fost cu țara, neamul și străinii care ne vor rău, și al treilea cu Dumnezeu. Adică, hai să fim serioși, că e o chestie extrem de transparentă. N-are rost să ne ascundem după deget. Dar stai un pic, că nu încearcă nimeni să se ascundă. Nu este vina acestui copil. Deci încă oameni n-am nimic cu el. E un copil simpatic, dacă va ajunge actor o să mă duc să-l văd la teatru sau o să mă uit la filme lui. N-am nicio problemă cu el. Eu am o problemă de pe aceeași problemă pe care aș avea-o, de exemplu, dacă aș trăi în America și m-aș uita la beauty pageant-urile, la concursurile de frumusețe, la care unii părinți își duc fetițele de 5-6 ani văxuite și cu... Da. Aceeași problemă aș avea-o. Din punctul meu de vedere, al meu, pe mine m-ai întrebat. Păi da? Normal. Un copil de 7 ani, la români au talent? Repet, eu l-aș fi trimis cu altă poezie, dacă vrei. Sau nu mai fi trimis deloc, dar asta e chestie de opțiune. Că până sigur la urmă... că da. Părinții, n-a, da, părinții n-au încălcat nicio lege, Radu, în toată povestea asta. Dar nici nu le-a reproșat cineva că ar fi încălcat. Ba da, stai un pic, nu, le-a reproșat foarte multă lume. Cumva au ajuns mai aproape să-i facă infractori cu rele tratamente aplicate minorului. Băi, frățioare, ne învățăm și noi odată în țara asta să nu ne mai băgăm în creșterea copiilor altora, să-i creștem pe ai noștri cum credem și cum suntem în stare. Dacă suntem în stare și să-i lăsăm pe ceilalți, uite, domnul general Bădălar. Știți de ce se întâmplă treaba asta? De ce se întâmplă, domnul general? Pentru că în procesul educațional pe care mulți ar vrea să-l aplicăm în România, a face educație patriotică este o contravenție. Sigur. Deci dumneavoastră spuneți că zona asta de patriotism... A avea opinii naționaliste este deja o infracțiune. Bravo. Bravo. În momentul în care un copil primește educație patriotică, deja este un mare pericol. Dar copilul a primit educația asta patriotică, că n-a luat-o prin spori de la păpădie. O da? Primește. A primit-o acasă, a primit-o în sistemul educațional în care... Părinții de aia sunt vinovați, părinții acestui copil, că îl învață texte patriotice. Nu, dar știi ce mi se pare genial? Îi aplaudăm până la roșața palmelor pe naționaliștii ucraineni care au zis că sunt gata să moară cu jugulara rușilor între dinți, da? Numai să nu le cucerească ea țara și pe bună dreptate. Dar la noi, dacă Doamne ferește, e un copil educat în spiritul ăsta, dacă se încearcă la urmă, generarea unui curent de opinie, ăștia-s neapărat niște lepre. Da. Până la să ne hotărăm a fost un concurs de talente. Organizat o televiziune privată. Da. Copilul ăsta a etalat talent actoricesc. Și o memorie de elefant. Și privitorii la emisiune au votat. Păi eu nu știam ce s-a întâmplat, că au luat foc rețele sociale, eu nu mă uit la concursul ăsta. Și nu știam ce s-a întâmplat cu nenorocirea, al doilea moment istoric care mai apă nepregătitelea. Primul a fost când a zis ăla Buhnici, care are nevastă care arată ca o minoră, și am ratat și momentul ăla istoric, și în momentul ăsta al doilea istoric e cu tânărul Rares. Da. Apropo, pun problema altcumva. Când un transexual joacă rolul Julietei, care era o ingenuă. Ăla înseamnă progresism. Da. Când un copil spune un text care nu e adecvat pentru vârsta lui, evident că nu.
deja e, ne aprinde. Haideți să mai vedem încă un moment cu acest copil. Vin imediat la tine, Mugur, și la tine, Jenny. Ok. Foarte mult, patria mea. Am foarte mult respect pentru ea. Rușina de a fi român mi se pare cea mai puternică și mai dezamăgitoare lovitură de stat, dincolo de orice altceva. Patriotism a devenit un soi de nebunie. Iar noi, cei care mai ținem la tine și la valorile tale, suntem ori duși cu capul, ori avem cine știe ce alte interese, se pare. Tu meriți lumina ta. Tu meriți să fii iubită și apărată. Mugure dădea afirmativ din cap și ai și emis câteva sunete când am adus vorba de patriotism. Tu zici că aici ar fi problema? Da. Că... Păi este o problemă cu narativul general preluat din vest, pentru că noi nu trebuie să mai stăm, noi trebuie să fim puși la grămadă, în oală, și pentru asta nu trebuie să existe familie, nu trebuie să existe Dumnezeu, nu trebuie să existe țări, patriotism, etc., legate de acest pământ. Așa că orice deraiere de la acest curent progresist naște așa ceva uri pe rețelele sociale de către oamenii plătiți să... Dar stai un pic, nu e obligatoriu să fie plătiți. Poți să fie unii care chiar să creadă în poveștile astea. Dacă ei cred, să înțeleagă un lucru. Democrația înseamnă tirania majorității. Majoritatea a ales, în cazul acestui copil, a prestației lui... Mă rog, majoritatea votanților de la concursul respectiv. Textele pe care le-a spus acest copil, poate că nu sunt de 7 ani, dar eu știu un chinez de 7 ani care cântă la pian muzica lui o fugă de Bach. Nu știu dacă înțelege el fuga de Bach, dar o cântă. Și este aclamat și aplaudat peste tot în lume. Nu știu dacă el înțelege exact nuanțele pe care acest text le-a avut și care părinții lui, probabil, patrioți și ei și oameni cu frica. A ajuns de o cară patriotismul? Asta e întrebarea mea. Eu da, nefiind vreun mare isteric care să cocoață pe zidurile patriei cu tricolorul în mână. Patriotismul la ora actuală este perceput de globaliști ca o ca o chestiune cu care ei se luptă, adică e un soi de molimă, așa, să nu știu, echivalentul molimii. Da, este tabăra adversă. Orice este mișcare patriotică, orice derivă dintr-o mișcare patriotică, atacă direct la ideea. Da, apropo de asta, că voi ați fost acuzați astăzi că deja partidul vostru a confiscat copilul ăsta și v-ați suit pe valul generat de succesul lui și vă duceți, da, nu știu, către... Da, cel mai ușor este să arunci așa, știi, suntem putiniști, suntem cu ruși, și cu Nord-Corea, cu pinguinii, cu ce vreți voi. Asta este cel mai ușor. Asta, auzi chestia asta peste tot. Că vrem tribunale ale poporului. Deci, aud asemenea aberații în fiecare zi. Dar stau și mi-aduc aminte din istoria mea recentă, trăită de mine, în 98, ni se spunea pe toate rețelele, nu vă duceți la vacanța mare, sunt niște nenorociți, niște vulgari, se dezbracă pe scenă și arată fundul. Și lumea a venit buluc să ne vadă. Există treaba asta. Că păi bun, e tentația fructului interzis, dacă vrei. Nu ai argumente. Și când nu ai argumente, cel mai ușor este să iei cele trei narrative. Ce sperie, mă, pe ăștia? Ce sunt ăștia? Extremiști, putiniști, ce mai sunt, neo ceva, deci orice, fără să argumentezi, fără să vezi ce gândește omul celălalt de lângă tine cu care ai o... Mi-a plăcut înainte domnul Hergeu sau cum... Da. Mi-a plăcut, a argumentat omul. Păi da, normal. Părere. O argumentezi. Asta încerc și eu să fac, să aduc mai multe voci care nu neapărat să-mi scriu
în trendul ăsta, glorificării sau desfințării copilului. Este un act artistic. Că vă place, că nu vă place, este chiar o chestie nu de e un gust. Show de divertisment, hai să ne înțelegem foarte bine. Dar, nu e lansarea programului unui partid politic și ca candidaturilor sale. Globaliștii nu permit deraiare. Neomarxism, dar de fapt e mai mult marxism decât neo, dacă mă întreb pe mine. Hai să mai vedem, iartă-mă că te întreb. Vreau să mai vedem încă un scurt moment cu copilul ăsta, absolut deosebit în orice fel l-ați privit, și după aia continuăm comentariile. Laura Lavrig, în direct pe telefon alături de noi. Să rămână, doamnă, mă bucur să vă aud. Bună seara, însă eu nu mă prea bucur, n-am putut să cred că avem această temă. De ce? Să distrugi talentul unui copil. Pe mine m-a impresionat extraordinar. Eu am fost cu Victor în Belgia acum 4 zile am plecat și l-am prins la emisiune exact când se prezenta în concurs. Și am rămas uitită. Zic, Doamne, ce copil talentat la vârsta lui. Uite-l cum vorbește. Păi nu citește. Sunt politicieni care vin la televiziune și citesc alea patru fraze. Sunt în stare să citească să bună ziua sau bună seara. Iar acest copil, felul cum vorbește, ce vocabular, ce trăiri, cum se prezintă ca un actor, eu nu știu, tot ceea ce a expus el acum, poate pentru mine trebuia să scriu, să citesc. Iar el spune pur și simplu din memorie. Are o memorie fantastică, extraordinar. Va fi un mare actor sau, mă rog, ce o să fie el, dar în orice este un copil super talentat. Și îmi pare foarte rău că cei care l-au criticat, care au criticat prezența în acest concurs, eu sunt împotriva lor, pentru că trebuie să încurajăm talentele, chiar dacă el nu a înțeles exact ca noi trăirile acestei țări, ci probabil că el le reia de la televizor. Și le memorează care e memorie bună și să vede că poate vorbesc părinte, băi, n-avem drumuri, n-avem putare și mă rog, mai multe lipsuri. Și el știe să le prezinte cu inteligența lui și cu vocabularul lui. Fantastic, vedeți ce coerență are în vorbire, ce legături frumoase face în expunerea lui. Fantastic, plin de talent. Oare acești copii trebuie încurajați, nu trebuie defaimați, nu trebuie descurajați. Dar și am mai auzit că sunt acuzați părinții că i-au furat copilăria. Dar ce copilărie ați fi dorit dumneavoastră? Acei care frici. Nu știu, unii ziceau că ar fi bine să se joace cu mașinuțele la vârsta asta. Da, ceea ce... cu mașinuțele, da. Urmă când crește la vârsta lui, deja pe la 7-8 ani să meargă pe magazine să furie, pe la 12 ani să facă crime, să facă nenorociri. Dar nu e obligatoriu, domnule, stați că nici eu n-am avut talent ăsta de recitator și actoricesc când eram mic, dar nici nu m-am apucat de furat pe magazine. Ar fi trebuit să-i se interzică lui Mozart la 6 ani să compună muzică pe care o ascultăm în ziua de azi. Eu, domnule, în general, vreau să spun, da. Deci, oare poporul lui Mozart a fost împotriva lui să spună, domnule, prea ce timp pune un cep de cânt și să compui. Ai de treabă să tu nu înțelegi ce este. N-a fost nici Mozart toată existența lui un monument de popularitate în Austria, domnul Citacu, eu în America am fost nevoit să cântam la țări și am învățat 2-3 cuvinte, dar este ca un papagal. Dar talentul și glasul și asta m-a ajutat să-l iau banii. Ce să fac? Asta înseamnă că trebuie să mă condamn? Dar nu vă condamnă nimeni, la fel cum nu condamnă nici pe copilul. Nu, eu mă refer la cei care condamnă, la cei care condamnă, dar pe ferestică de cum. Eu aș vrea, faptul că este din Botoșani, eu am fost la Orchestra Populară vreo 20 de ani, și aș vrea să cunosc acești părinți, să fac o poză cu copilul ăsta, să-l cunosc personal, pentru că mă uit la el, are o privire atât de plântă și ochii sunt expresia sufletului. Deci are un suflet bun și e plin de talent, e plin de har. E plin de înțelepciune, dar la vârsta lui. La vârsta lui este extraordinar. Pe mine m-a impresionat cum vorbește. Și cum îi expune situația noastră prin care trecem noi ăștia maturi. Da. Păi și ce facem noi ăștia maturi dacă nu suntem în stare să zicem noi, îl facem pe el purtătorul de cuvânt al frustrărilor noastre? M-auziți? Da. Asta vă întrebam, dacă noi ăștia maturi nu suntem în stare să ne organizăm pe cont propriu, îl facem pe ăsta micul purtător de cuvânt al frustrărilor noastre? Nu. Nu, dar copilul probabil că
că suferă. Vreau să vă spun un lucru. Vă rog. Băiatul meu, când era mic, în clasa 1, eu am fost într-o excursie la Urmăț. Și vedea că eu nu am detergent, că erau de prerelații, nu vreau de detergent. Ce crezi că mi-a adus din Ungaria? Ce? O cutie de detergent. Eu nu s-o luat o jucărie sau ceva, eu nu s-o cutie de detergent. Păi deci copiii văd de ce suferim noi. Păi dacă asta era necesitatea, s-a adaptat copilul necesității momentului. Mulțumesc mult, doamna Lavric. Jenny Nicolau, să rămână Jenny, mulțumesc că ai stat alături de noi până acum și ai asistat deocamdată pasiv la dezbatere. Cum ți s-a părut prestația copilului, la modul general? Că tu fiind om de show, orice s-ar spune, și copilul ăla câștigând un show. Atenție ce vă spun eu. Acest copil, și Mugur știe foarte bine ceea ce vorbesc, acest copil este născut pentru așa ceva. Dacă avea 20 și ceva de ani sau de la 16 ani în sus, puteai să spui că intră în personaj. Copilul ăsta nu știe să intre în personaj. El în momentul acela crede atât de tare în ceea ce face. Face un lucru extraordinar. Ascultați-mă ce vă spun, eu pregătesc copii de ani de zile și sunt copii, e adevărat, destul de rar, care sunt genii. Și nu exagerez când vorbesc lucrul acesta. Sunt copii care la 3 ani cântă sau scriu sau vorbesc ca și cum ar fi la 25 de ani. Copilul acesta este foarte talentat. Yes. Uitați-vă sau ascultați intonația lui. Oameni buni, copilul ăsta crede în ceea ce spune. Părinții lui au povestit, poate de mic, niște povești, el a văzut ce se întâmplă și să-ți mai spun ceva, Victor, eu dacă aș fi fost să-l pregătesc pe acest copil, i-aș fi dat aceste trei teme, ca el să câștige despre țară, despre Dumnezeu și despre umilința la care suntem supuși de foarte mulți ani. Pentru că acest popor are nevoie de, vorbesc de public, publicul are nevoie să primească. Despre Dumnezeu, și când vezi un copil de 7 ani, te închizi și spui, Doamne, îți mulțumesc că am apucat să-l văd, pentru că înseamnă că lucrurile se vor schimba. Când vezi un copil că vorbește, copilul ăsta, în momentul în care vorbește despre țara lui, el a asociat și și-a făcut, așa cum era odată, dacă ne aducem aminte când noi eram copii, țara lui este o parte din viața lui, atât cât are 7 ani, din familia lui, poate să fie bunica lui, mama lui, el așa o vede. Ascultați-l, nu poți să înveți un copil, nu ai cum să-l înveți să facă anumite pauze și anumite intonații. Nu ai cum, indiferent cât stai de vorbă cu el și indiferent cât, dacă acest copil n-ar simți. Eu zic așa, să-i mulțumim lui Dumnezeu că suntem sănătoși și că îl putem urmări. Doi, că acest copil îi doresc din suflet să ajungă acolo unde își dorește. Trei, pe mine m-a fermecat și să știți că nu sunt, eu care sunt om de show, nu sunt atât de ușor de impresionat. Este un copil extraordinar de talentat, iar părinții lui au făcut foarte bine. Știți când m-am dus eu la teatru să... Când aveam 15 ani, da? Întrebați-l pe Mugur că fiind student, au început, dar ei începuseră cu multă vreme înainte. De ce să nu îmbrățișăm și să nu de ce să nu ne bucurăm de aceste momente care sunt foarte puține și să fie un exemplu pentru copiii noștri? Nu se joacă cu mașinuța, nu se joacă, dar bine că se recită și nu se joacă cu păpușicile. Înțelegeți? E un unghi interesant în care poate fi privită povestea asta, probabil că dacă... Lăsați copiii să, să facă ce-și doresc, dar... Păi, întrebarea era dacă acest copil chiar își dorește asta sau îi se bagă cu forța pe gât ca la eu sunt sigură că ce face el până la momentul ăsta, el crede în ceea ce face. Eu îți spun, eu sunt sigură de lucrul ăsta. Acest copil nu putea la 7 ani, nu are puterea, cum o avem noi la vârsta pe care o avem, să mă fac că eu sunt procuror, că sunt doctoriță, că sunt o nebună, că sunt slabă, că sunt grasă. El nu, el crede în ceea ce face. Eu acum când fac personaje, eu intru în ele. Copilul ăsta este, el crede, el este personajul ăsta. Deci el e personajul în sine, spui tu. Haideți să mai vedem un moment interesant cu acest copil.
Conel Dobrițoiu, nu știu, zona asta, dacă vrei, cum spunea și Mugur Mihăiescu, de, poate interpretarea lui în repertoriul naționalist a generat isteria asta? Că nu știu, stau și mă întreb, dacă vorba lui Jenny Nicola, dacă s-a jucat cu păpușelele și recita, nu știu, de, Victor, Biblia neomarxistă, da, ar fi fost aplaudat? Nu ar fi fost părinții lui acuzați de asemenea de ingerințe în pregătirea lui, în viața lui, de intruziune în creierașul lui, că până la urmă e un copil de 7 ani. Victor, în umila mea opinie, este foarte greu să accepți vorbe profunde de la cine nu te aștepți și să le spună coerent, cu pauze. Ăsta e un talent. E un talent, orice să-l spun. Noi, societatea românească, trăiește într-o stare de confuzie generalizată. Ori cuvintele acestui copil, așa cum au fost ele puse unul lângă altul, au trezit un vulcan de emoție. Iar mie mi-a plăcut aia, că domne, a recitat un text atribuit lui Paller, care nu era al lui Paller. Așa și dacă era al lui Paller sau era al lui Jimi Hendrix. Vreau să mai spun un lucru. Dincolo de curentele neomarxiste, progresiste, noi, România, poporul are niște tare grele cu să moară capra vecinului și mai nou să moară vecinul să iau capra. Deci pe unii deranjează să audă din gura unui copilaș care te uiți la el ca un înger vorbe grele care te zguduie și te îți creează o stare de neputință și de disconfort major că tu te-ai abătut de la acele adevăruri, că el spune adevărul. Nu e niciun comandament că trebuie să fim neapărat toți patrioti. Eu închei spunând un lucru. Copilul nu pare abuzat sau forțat de părinți. Că momentul în care bănuiesc că ați văzut mulți copii pe scenă care recitau poezii de neumflărâsul, indiferent de ce spuneau ei acolo, stâlcesc cuvintele, dar sunt grozavi în tot ceea ce fac. E de data asta un copil neacutremurat prin luciditate, da, da, prin modul în care și-a frazat toată narațiunea, și ne este rușine de ce? L-a abuzat. El nu e, uitați-vă și la ochii copilului acesta. Nu e un copil trist. Nu e un copil care își freacă mânuțele sau trage de pantalon când spun un text. Deci părerea mea este că votul, pentru că românii trebuie, cei care l-au votat, dacă da, mă rog, ai cineva, care au în primul nu, te poți, nu te poți îndrepta împotriva unui concurent pe scenă, da, când el obține voturile nu din sală, ci din prin telefon de la toți privitorii. Și încă un ultim aspect. Dom'le, sunt mulți actori mari care probabil și-au început cariera actoricească, nu cu rolurile care le-au avut ei, că mulți au visat să joace Hamlet de prima dată. Și-au jucat altceva. Ori acum când vine un ghindoc de 7 ani la 1,10 m și rostește niște cuvinte de o gravitate și de un impact emoțional mare, ne dăm filozofi, da, și ne dăm revoltați. Cătălin Carnaș, iertați-mă, ceea ce spunea Radu Hărgeu, și mă bucur că e încă împreună cu noi, eu aș traduce așa, mă rog, copil talentat, dar haide să spunem inadecvat. Poate dacă ar fi, nu știu, rostit alte versuri sau ar fi avut o interpretare, da, în alt, da, registru, cățelus cu părul creț. Ăsta e de fapt clou. Fiindcă reacția a venit datorită faptului că un text de o greutate, da, politizat, exact, cu multă ideologie, da, multă vine ideologie, în gura unui copil de 7 ani. Corect. Impactul, dacă am fi fost noi, ar fi fost un adult și ar fi spus același text, trece așa la altele. Pe când un copil, în momentul când îl spune cu mult talent, un text foarte bun, în sfârșit,
după gustul meu, arhaismele puteau să fie scoase la un moment dat. Da. Dar un text bine pus, cu o frazare bună, cu un ritm bun... Da, bine, să și vedea că a antrenat. Hai să din cauza asta reacția a fost și pozitivă, impactul a fost foarte mare, da, pozitiv, dar în același timp a avut și un impact negativ. Fiindcă în școli, în acest moment, nu se mai face ceea ce spune asta? Domnul general, nimic ceea ce să creeze măcar un suflu de național, de patriotism. Din păcate. Istoria este... Cum am înțeles că ne globalizăm, dar a devenit o crimă să-ți iubești țara până la urmă? Nu. Că până la urmă asta îi se reproșează copilul ăsta, că merge pe un curent vetust. Nu știu de ce trebuie să fie vetust a-ți iubi țara. Ceea ce vreau să spun este că acest copil este foarte talentat. Asta adică da. La vârsta asta să poți să spui așa ceva părând că e un adult. Și fiind în emoțiile unui show mare de televiziune, Cătălin Carnaș. Exact, pe care el le... Și frazarea lui era o frazare de adult, nu era o frazare de copil. Eu aș vrea să lămurim un lucru. Curentul împotriva acestui copil nu este împotriva talentului lui. Dacă nu-l contestă nimeni. Ci curentul împotriva acestui copil este împotriva textelor pe care le-a rostit. Care au generat emoție. Care au generat emoții și care intră în contradicție cu ideile pe care le vehiculează, așa zis, și progresiști. Așa. Pentru că nu putem să-i educăm pe copii și să-i învățăm texte patriotice, dar putem să-i învățăm să le facem educație sexuală de la grădiniță. Da. Stați un pic, da. Despre ce vorbim? Despre ce gen de educație vorbim? Apropo de genul de educație, America, la care ne uităm noi ca la luna după cer sau la soarele după cer, spuneți noastră, a creat o industrie acolo unde activează chiar domnul Soros, părintele progresismului mondial, numită Hollywood. Unde Hollywood-ul ăla produce, după în anii 50, sau mă rog, de atunci am văzut eu filme, pe bandă rulantă, opere cinematografice despre patriotismul și despre supremația nației americane asupra tuturor. Dă la Rocky care îl bate pe rusul, așa... Un instrument de propagandă foarte sofisticat și inteligent, am putea spune, pe care trebuie să-l aibă orice națiune puternică. Păi bun, dar de ce fac americanii? E de aplaudat și de folosit ceea ce face domnul Soros, repet, cu mare talent și o... Pentru că întotdeauna ce face... Și o eventuală replică de la noi ar trebui să devină căc. Pentru că întotdeauna ce face centrul Imperiului e bun, ce fac coloniile nu e bun. Iar România, din păcate, de vreo 15-20 de ani are statut de... Dacă parcă ați băut apă după Neirie... Nu. Stați că am un exemplu. În 2006, Cleopatra Stratan, la 3 ani, da, nu la 7, câștiga 6 recorduri mondiale pentru celebra piesă Ghiță la Portiță. La Portiță. Nimeni nu s-a oripilat că mai era copilul fenomen. Normal, pentru că mai era o urmă de normalitate în țara asta și oameni care nu-și puneau problemele astea. În realitate, ce irită atât de mult, pe lângă chestiunea textelor, conținutul textelor? Primul rând, acest copil vine într-o epocă în care școala românească e plină de drogați, bătăuși, analfabeti funcționali, viitorii campioni la cules paranghele a Europei. Și acest copil le răstoarnă toată asta în cap. Da? Doi, acest copil inspiră. Pentru că el reprezintă un model, că sunt o groază de puști care zic, domnule, vreau și eu să învăț. Când zici Simona Halep a fost în semifinal la Roland Garros în 2014, a crescut cu 50% în scrierile de copii la cluburile de tenis. Dar sport nu e poezie. Hai păi e mai accesibilă poezia decât sportul din perspectiva financiară. 3. Da. Canalul de televiziune la care a câștigat e de regulă de vreo 20 de ani, 30 acuși, un canal foarte orientat. Generația Pro a inventat generația Pro, ăștia altfel, da? Ce i-a frisonat cu adevărat domnul Ciutacu? Dacă Pro TV, care, repet, un post foarte orientat, a simțit fiorul ăsta naționalist... Da? Și l-a premiat pe acest copil, că nu doar voturile, ci și juriul de acolo. Ăsta e un dezastru pentru ei în anul electoral 2024. Deci, Pro TV să urcă fostul Garcia pe curentul naționalist. Asta e reproșul. Nu neapărat că s-ar putea să vedeți și PSD și PNL. Uitați-vă ce a spus Marcel Ciolacu astăzi.
Că e timpul să vorbim despre România și proiectele pe care România să le aibă. Și ne spune și domnul Ciucă de bătălia de la Nasiria și gata, am rezolvat cazul. Eu cred că marea bătălie nu va fi între domnul Ciucă Ciolacu și domnul Mugur Mihăiescu sau domnul George Simion, ci va fi între cei care au ceva cu naționalismul și cu România și soroșiști. Cred că aia va fi marea bătălie. Dacă ProTV a mizat pe coarda asta naționalistă, domnilor și domnilor, contrar obiceiurilor sale consacrate, aia de la TVR au mizat pe invers, domnilor și domnilor. Sigur, au cheltuit și 400 de mii dâmbănișorii noștri pe chestia asta și au reușit să obțină o prestație absolut memorabilă a unui tânăr, înțeleg altfel talentat și cu voce la Eurovision, intrând în istorie de primul concurent din România care a reușit să nu ia nici măcar un vot și a terminat cu 0 puncte semifinala. Hai să vedem prestația memorabilă. Reprezentantul României de la Eurovision 2023 a scandalizat o țară întreagă. Teodor Andrei a vorbit pentru prima dată pe rețelele de socializare despre concurs, însă nu într-un mod așteptat de români. Tânărul de 19 ani a postat un mesaj plin de critici și jigniri la adresa concurenților care au reușit să se califice. Interesant Eurovisionul de anul acesta. Politic, strategic și Lorin era de așteptat. Lacrimogenele pentru Ucraina. Se vedea pe fața actriței Hannah Waddingham că nu mai poate ea de Ucraina. Uitați-vă și la Polonia, cât a scandalul cu pițipoanca lor. Este mesajul care a apărut pe contul lui Teodor. Imediat fanii au reacționat și au reproșat jignirile aduse celorlalți concurenți și modul în care a ales să-și exprime nemulțumirile. Teodor s-a scuzat spunând că era doar o postare a altcuiva pe care doar a redistribuit-o. Nu citesc toate postările înainte de a le redistribui. Sunt mii și eu încerc să le răspund tuturor ca să nu dezamăgesc pe nimeni. Mulțumesc pentru tot. Mi-a plăcut să petrec timp cu fiecare dintre concurenți. Mulțumesc și vă cer scuze. Like a radio song, messing me around, turning upside down, dirty talking me, every day's a game. După show, televiziunea română a fost acuzată că reprezintă comunitatea LGBT. Horia Moculescu a declarat: nu pot să comentez, îmi e jenă, i-am văzut aparițiile, l-am văzut îmbrăcat așa. Compozitorul a mai adăugat: poate că vrea să reprezinte LGBT, poate că așa vrea să adune voturi din zona aceea. Într-o declarație în exclusivitate pentru România TV, Mihai Trăistariu a criticat și el prestația lui Teodor Andrei. Eu citeam 115.000 de euro costă show-ul România la Eurovision. Nu știu ce show a fost, că n-a fost niciun show. Aia e problema. Piesa, în schimb, nu e ce trebuie. Nu numai că n-a fost spectaculos, a fost zero barat. Reacția fanilor după prestația lui Andrei nu a întârziat să apară. Voce perfectă, show plictisitor, a spus un telespectator, în timp ce altcineva susține că piesa mi-a dat dureri de cap, am nevoie de o pastilă. Ce a fost cârțâitul acela pe voce? Mai mult, oamenii sunt revoltați inclusiv de suma cheltuită pentru competiție. N-avem bani pentru educație, dar am cheltuit 300.000 de euro din bugetul statului ca să trimitem un băiat în fustă la Eurovision, a scris un alt român. Am plecat la 140.000, am luat 300, n-am reglat în 400 până la urmă, domnul și domnul Radu Hărgeu. Eu aș prelua provocarea pe care ai lăsat-o tu lui Relu Tămaș și spun că dintre ăștia doi, dintre domnișorul nostru și domnișoara din Suedia care au performat, eu mai multă încredere aș avea să o chem pe ea să încânte cine iubește și lasă de căpal nostru. Victor, am ascultat cu multă atenție toți invitații tăi. Evident că nu sunt de acord cu ei, evident că e o chestie pur subiectivă. Mie, de exemplu, nu mi s-a părut absolut deloc talent actoricesc modul în care Puștiu a declamat bombastic și ușor cabotil ceea ce a spus, dar nu asta contează încă o dată, astea sunt subiectivisme. Absolut. Eu vreau să spun că, din punctul meu de vedere, cele două situații prezentate de tine sunt aproape identice. Vorbim de doi... un puști și un adolescent, că până la urmă are 19 ani, adică care s-au prezentat
pentru o anumită parte a publicului într-o ipostază inadecvată. Da, dar unul s-a prezentat cu succes și altul cu insucces. Da, dar atenție, Mugur spunea mai devreme ca un argument în favoarea Puștiului că el a fost votat de public. Și ăstălalt a fost votat de public în România. În România și acolo a luat zero. Nu contează, aici în România, deci el a reprezentat România pentru că publicul român, ăla care l-a trimis a fost, acolo, ai dreptate. L-a trimis acolo. Și am fost de două ori inadecvați pentru că rezultatul a fost zero. Îmi pare rău că nu mai avem timp să lungim dezbaterea asta, chiar ar fi meritat dacă mă întrebați pe mine. Luăm extrem de scurtă pauză, după aia revenim spectaculos și veți vedea pe Ion Cristoiu absolut fabulos, domnilor și domnilor. Maestru Dângăgeș revine cu trei dezvăluiri incendiare. Veți vedea informațiile lui Ion Cristoiu despre schimbarea puterii în România și dezvăluirea despre cum a blocat președintele lovitura străină. Ion Cristoiu, un Ion Cristoiu așa cum n-ați mai văzut niciodată. Și comentăm și înțelegerea PSD-PNL pentru lichidarea politică a lui George Simion, decizie de ultimă oră a coaliției de guvernământ. Rămâneți merită.